Jandarmeria română va organiza o nouă sesiune de admitere pentru cele două unități de învățământ care formează subofițeri jandarmi. Sesiunea va avea loc în perioada 15 februarie-17 aprilie. Viitorii jandarmi au la dispoziție 400 de locuri, respectiv 200 de locuri la Școala Militară de Subofițeri, jandarmi Grigore Alexandru Ghica Drăgășan și 200 de locuri la Școala Militară de Subofițeri Jandarmi Petru Rareș Fălticeni. Începând cu data de 15 februarie, Inspectoratul de Jandarm Județean Hunedoara începe activitatea de recrutare a tinerilor care îndeplinesc condițiile de recrutare și doresc să urmeze o carieră militară în jandarmeria română. Oferta educațională se adresează persoanelor care au vârsta de minim 18 ani împlinit sau urmează să îi împlinească în acest an și până la 27 de ani împliniți în cursul anului curent. Cerurile de înscriere se pot depune în perioada 15 februarie-28 februarie. 28 februarie.